domnișoarelor și domnilor, Hristos a înviat! Dorim în această seară să vă oferim, precum splendoarea de afară, această inundație de verde și de flori minunate, să le îmbrăcăm cu un concert deosebit și să vă încântăm sufletele. În această seară vom face o călătorie muzicală, trecând prin aproape toate genurile muzicale, alături de două mari doamne ale scenei lirice românești. Doamnele Daniela Vlădescu și Dian Băiescu. Și la timpul potrivit vom mai avea o surpriză pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, absolventele Conservatorului Bucureștean, la clasa eminentei profesoare și artiste Arta Florescu, Bianca Ionescu și Daniela Vlădescu au încântat mii și mii, zeci de mii de oameni cu glasul lor, cu talentul, cu harul lor. În această seară suntem pentru prima dată în Târgul Neamț, în acest loc plin de istorie și de cultură, și de aceea dați-mi voie să mă înclin în fața măriei voastre, publicul din Târgu Neamț. Și ca să pornim, vă rog să-mi permiteți să o invit în scenă pe doamna Bianca Ionescu. Dați-mi voie să vă spun câteva vorbe, câteva cuvinte pe care vreau și țin foarte mult să vi le spun. Este vorba de faptul că orice artist, chiar într-un loc neconvențional ca acesta, se simte fericit să poată avea în fața un public atât de numeros, venit special pentru cei din fața lui, să-i urmărească, să-i asculte, și cu atât mai mare este plăcerea și bucuria pentru cel care se află în față să vă ofere tot ce este mai bun și mai frumos. În repertoriul meu s-au adunat foarte multe melodii de diverse genuri, pentru că într-o carieră de aproape 30 de ani, sigur că muzica bună la un moment dat nu mai contează că este pop, că este operetă, că este operă, că este canțonetă. Și atunci, piesele care s-au adunat, în general, sunt cele pe care le simțim cu sufletul și care ne pun în valoare calitățile atât naturale cât și cele dobândite pe la clasele profesorilor de care tocmai s-a făcut vorbire. În continuare, voi începe cu arie, o arie din operetă, și anume cu aria Silvia din opereta Silvia de Calma.
fetiță din țara mea. Grijă ai să nu te simtă că lumești cu ea. Dile de rar, măi, glumă, vreo fetiță soie mea. Mergi cu lege în altă parte, floarea dragostei de șarpe, căci pe noi nu poți să ne amăgești. Celebră de altfel și n-o stimă în primul rând ca titlu. Ciribiribin este probabil onomatopeic sunetul redat al unei păsări, nu știm care, și pe care am ales-o cânt în italiană pentru că ea sună cel mai bine așa. Ciribiribin de Pestalozza. Il fa morire
De Johann Strauss, inițial intitulat Voci de primăvară. Valsurile lui Strauss s-au mai adunat și astfel, pe lângă vocile de primăvară, mai sunt și alte valsuri cunoscute, adunate într-un mănunchi care, iată, vedeți, a și adus la geamuri primăvara, păsările, soarele și sperăm și căldura. Așadar, popuriu din valsuri de Strauss, să le spunem Voci de primăvară. Am onoarea să o invit alături de dumneavoastră
pe doamna Daniela Vlădescu. Bună seara! Și suntem într-un loc atât de frumos. De câte ori călătorim și facem turnee și concerte în toată țara, îmi dau seama că avem o țară atât de frumoasă că n-aș putea să o schimb cu niciuna alta, dar sufletul nostru trebuie să zboare și să cunoască și alte lucruri. Muzica este cel mai frumos mod de a cunoaște lumea, de a ne înțelege între noi, este limbajul universal. Și eu vreau să vă ofer în seara aceasta o multitudine de cântece, de arii, de armonii frumoase din genuri diferite, să vă plimbă în lumea operei, a operetei, a canțonetei, a șansonetei, a musicalului, a muzicii ușoare, să vă plimbă în Spania, în Italia, în Franța, în Irlanda. Vom face imaginar o călătorie, dar nu vom pleca din locul acesta atât de frumos decât cu mintea și cu sufletele. Voi începe cu o canțonetă foarte cunoscută pe care cred că ați auzit-o interpretată de Luciano Pavarotti, dar și de Albano. Se numește Matinata și este scrisă de Leon Cavallo. Ne arată că fără iubire nu se poate. Iubirea, frumusețea acestei lumi, este tot ceea ce ne dorim de fapt. Din ultimii ani, care se numește Conte Partiro. Este o combinare între muzică ușoară și canțonetă. Sono sola, sogno all'orizzonte, mancan le parole.
abbastanza quanto manca il sole, se non ci sei tu. Tutto il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Și pe care sigur că le-ați ascultat. Se numește Paloma. Quando salirà vedo medio
Pentru dumneavoastră o nemuritoare canțonetă, O Sole Mio. Daniela Vlădescu și Bianca Ionescu. Thank you.
și domnilor, vreau să vă spun că dacă doriți să achiziționați ultimile albume ale celor două interprete, vă aștept la finalul concertului, acolo în spate. Să continuăm. Absolvit conservatorul din București și este un lăstar al acestor minunate meleaguri, de aceea dați-mi voie să o invit lângă mine. Haide, Clara! Ca acest copil părăzit cu talent și care sperăm din tot sufletul să explodeze și să facă o carieră deosebită. Clara Topicianu. Porta aperta con i assenti.
leagră.